Ieșirile premierului la Antena 3, ultima la Realitatea, altele pe care le-a avut în spațiu public, au oferit prilejul multor comentatori să vorbească despre calitățile politice. Dumneavoastră, cum vi s-a părut, domnul Tăpălag, la Antena 3? Am scris, am spus public ce mi s-a părut, că a etalat o sumă de calități intelectuale, politice, a arătat că în politică poți ridica un standard mai sus decât tot ce vedem și că e foarte greu pentru mulți să urmeze standardul ăsta ridicat. Deci, cred că a făcut o bună impresie prin tonul civilizat, prin abilitatea, dacă vreți, de a răspunde sau de a ocoli. De a ocoli răspunsul. Însă, aș vrea să ne oprim un pic cu discuția despre calitățile sale și să vă pun în fața unui test mai dificil. Da. Și o să vă cer să vorbiți despre vulnerabilitățile, domnule Ungureanu. Da, care da. Sunt ele? Și eu cred că acea discuție, dezbatere de la Antena 3, care a avut dezbatere, nu știu cum să-i zic, nici ce a fost acolo, interviu, nu-mi dau seama. Confruntare, pândă, capcane. Da, a fost o definită ca o confruntare, în orice caz, nu știu ce a vrut să fie, de fapt. A fost un punct de cotitură în imaginea publică a lui Răzvan Ungureanu, pentru că, într-adevăr, a arătat că e redutabil. E redutabil chiar în curtea adversarului. De altă parte, nu o să vă întreb că voi e coleg, nu e coleg cu mine domnul Gâdea. Gâdea, care e jurnalist, mie mi se pare un jurnalist slab, deci nu cred că ar fi putut face față oricum. Dar, oricum, asta nu îi scadă lui din... Adică, chiar comparat... Deci eu nu-l compar pe Răzvan Ungureanu cu Gâda, că era cu 10 capete peste... Puteți să mă întrebați, că n-am nicio problemă. Eu am scris și public despre prestația jurnalistilor și știți foarte bine că o fac de ani de zile. Deci eu n-am ezitări de genul ăsta. Poate dumneavoastră aveți, dar eu n-am. Cum vi se pare Gâda? Era un... El nu diferă mult, domnule Lăzăroiu, de ceea ce știți și vedeți și dumneavoastră cu ochiul liber că se întâmplă pe televiziuni. Vorbim de jurnaliști care au uitat să fie jurnaliști, de jurnaliști care au uitat să urmeze interesul public. Și au devenit propagandiști. Și atunci, asigur că, dacă nu-ți propui să afli ceva, nu mai faci gazetărie. Faci altceva. Și asta se vede cu ochiul liber. Asta se vede mai pronunțat la unii jurnaliști de la Antena 3. Se vede mai greu la alții, dar tot se vede. Pentru că, în opinia mea, multe televiziuni din România au devenit vitrine pe unde politicienii defilează ori la coafat, ori la tocat. Așa e, da. Și interesul public e departe de povestea asta. Ei, din cauza asta, cred că misiunea lui Răzvan Ungureanu în raport cu Gâdea era ușoară, dar el a fost mult peste mulți politicieni care vin la televizor să discute, să dezbată. Deci eu cred că el trebuie comparat nu cu Gâdea, dar nu contează, dar cu ceilalți care, cu Ponta, de exemplu, chiar cu Antonescu. Are substanță, s-a văzut că are substanță. Vulnerabilitățile. Vulnerabilitățile, da. La a doua dezbatere, mi s-a părut că a început să-i placă prea mult imaginea asta de intelectual erudit. Cred că s-a îndrăgostit și el un pic de laudele. Eu vă spun sincer, eu am urmărit dezbaterea pe Antena 3, eu n-am urmărit-o la televizor. Da, hai să am urmărit-o pe Facebook. Să vă întreb deci și eu de jurnaliști acum. Nu. Hurezeanu, cum vi s-a părut? Dacă Gâdea a fost într-o extremă, Hurezeanu nu vi s-a părut? A fost cu minte, dar a fost cu minte. Laude excesive. Nu, dar a avut mai multă substanță. A avut mai multă substanță și, în general, Hurezeanu, eu nu am de conținut de substanță. Dar a fost, într-adevăr, și mie mi s-a părut, putea să fie mai răutăcios. Nu răutăcios, nu trebuie să fii răutăcios. Să îndrăznești să pui întrebări mai grele. Nu știu, așa a fost discuția. Asta e, până la urmă, sunt oameni care, în momentul ăsta, sunt lideri ai Brezlei din care faceți parte. Dar nu, nici el nu a fost convingător după mine. Adică nu i-a pus probleme lui. I-a pus un piedestal, în schimb. Nici nu mi s-a părut că l-a ridicat foarte tare. Mereu s-a urcat. I-a plăcut acolo. Da, poate a fost și o capcană. Dar asta mi s-a părut la Răzvan Ungureanu, că s-a început să îndrăgostească un pic de imaginea pe care și-a creat-o după... Dar s-ar putea să nu fie suficientă povestea asta. Da, cred că el își poate face singure valorile. O întrebare importantă. E bine ca mereu să-și păstreze
imaginea de intelectual sofisticat, să o cultive chiar dacă la un moment dat există riscul să devină ilizibil pentru marele public, greu de urmărit? Da, există riscul. Strângi din ochi să vezi ce vrea să spună. Nu, și nu numai riscul ăsta, există riscul să cadă într-o anumită aroganță. Adică publicul să-l perceapă ca pe un om arogant. Ăsta e de fapt cel mai... Da, în sensul că... Oamenii au oroare de ăsta... politicieni cu nasul pe sus, așa. Nici măcar. Oamenii au, în general, oroare de cei care, nu știu, tot timpul vin cu dicționarul și te trimit la dicționar sau... E că atitudinea asta de dascăl, pe care au mai avut-o și alții, și Cristi Preda, cred că a avut de pierdut de multe ori, pentru că a avut această atitudine de... profesor, de care el nu s-a putut, că el a avut o carieră academică. Nu să spună, dar așa sunt oamenii ăștia, așa au crescut. Nu, nu neapărat. Nu, mie mi se pare, nu, e clar, la Răzvan Ungurean a fost așa o... A fost prea mare succesul la prima emisiune și a vrut să se bucure de el și la a doua emisiune. Dar el mi se pare un tip autoreflexiv și cred că își face singur analizele și își dă seama când se duce prea mult într-o extremă. Și cred că se duce, asta e vulnerabilitatea lui, se duce prea mult în extrema asta. Asta ar fi cea mai mare vulnerabilitate? Acum da, aș zice. Evident că nu e doar asta, dar celelalte le poate umple foarte repede, pentru că probabil că nu încă și nici n-are cum, nu stăpânește toate. El conduce un guvern, n-ai cum în două luni să stăpânești toate domeniile de acolo. Și pe de altă parte, nu vine din an, vine din experiență guvernamentală, din experiență administrativă. Da, are suficientă informație și ca să facă față, dar aici trebuie să vezi un pic și cum funcționează aparatul pe care îl stăpânești. Asta e o vulnerabilitate, dar cred că asta o depășește rapid, pentru că e un om care învață repede, deci înțelege repede ce se întâmplă. Probabil că acum e o vulnerabilitate, peste două luni nu să mai fie. Asta ar fi, să zicem, o vulnerabilitate foarte personală, dar în plan politic, ce vulnerabilități ar avea, pur politic? Cred că are un joc bun de picioare. Chiar și povestea asta cu trântitul ușii, redeschisul ușii. A gestionat-o bine, deci a apărut în final. Probabil că așa a fost, nu știu. Dar a apărut în final că la început au fost cereri excesive și că el n-a cedat la cererile excesive și l-a mai moderat la negocieri. Ceea ce arată, sigur, un om politic. O artă, exact. A negocierii. I-a vulnerabilizat cu ceva poziția în fruntea executivului. Povestea asta cu anchetarea ministrului mediului de către DNA. Ministrul mediului și-a dat astăzi demisia. Multă lume a speculat că UDMR va face mare caz din asta, că posibil, da. Va încerca să forțeze aici, un pic susținerea ca să își mențină poziția de negociere. Va fi un alt test.